mai degrabă s-a ales. Pe de o parte ei, regizorii ororii și supraviețuitorii ei, astăzi morți, dispăruți, știuți, neștiuți, ascunși sau protejați. Apoi cei care au smuls dinții și gingile cu pleștele de puie, Oprea și Cârnul și Marin și Zanfirescu și Vlădicuț, Tenace și Miecu și Iordache și Apăvăloaie și Maronet și Ivănică și mulți alții care trăiesc printre noi dintr-o pensie de 40 de ani puși în slujba torturii. De cealaltă parte a lumii, mulți morți, zeci de mii, sute de mii, cunoscuți și necunoscuți. Cam tot ce a avut mai bun locul acesta și care au trebuit exterminați pentru a face să triumfe legea bandiților și puțini rămași în viață, Elizabeta Rizia sau Cornel Drăgoi, fiul ei, care au mai putut vorbi și care continuă să aștepte cele trei zile în care a rămas să triumfe legea oamenilor, pentru că lumea